Sintagma omul sfințește locul se potrivește de minune primarului orașului Vânjumare, Alexandru Mijaiche, care a reușit să atragă în doar 10 luni de zile investiții importante pentru locuitorii urbei pe care o conduce. Modernizarea infrastructurii rutiere a fost și rămâne una din prioritățile edilului. Orașul Vânjumare este un șantier în lucru. Se lucrează intens la modernizarea infrastructurii rutiere, ceea ce cuprinde nu doar asfaltarea străzilor, dar și construirea derigolei și accese la proprietăți, astfel încât nivelul de trai al cetățenilor va crește substanțial după finalizarea acestor lucrări. Edilul orașului Vânjumare a dovedit că se poate face administrație la nivel înalt, iar cu multă muncă și implicare poți contribui la dezvoltarea calității vieții a oamenilor care te-au ales să-i reprezinți. Așa cum vedeți și dumneavoastră, într-adevăr, la nivel de oraș Vânjumare se derulează o serie de investiții. Astăzi, așa cum vedeți, se continuă asfaltarea pe partea de sud a orașului. Este un proiect unde circa jumătate din oraș se va asfalta în final. Cetățenii sunt mulțumiți de activitatea conducerii primăriei și de faptul că angajamentele edilului Alexandru Mijaiche se transformă încet încet din proiecte în fapte concrete vizibile cu ochiul liber. Mă bucur enorm pentru că era un chin să circul cu mașina pe aici și mă bucur enorm. E foarte important că să mergem și noi ca oameni civilizați, îi se schimbă foarte mult. Asfaltează, da? E o părere bună. E foarte important, pentru că altfel mașinile se rup pe străzile astea care sunt neasfaltate, e dezastru. Dar de bine, de rău, nu se pot face toate odată. Lucrurile bune nu se opresc însă aici. Factorii decizionali de la nivelul primăriei orașului Vânjumare lucrează intens la finalizarea documentației pentru asfaltarea tuturor străzilor din această localitate, urmând ca în perioada următoare să fie mirosul de asfalt proaspăt simțit de toți cetățenii din zonă.